Odată cu venirea primăverii, satul Libotin din comuna Cupșeni a prins viață. Oamenii încep să iasă din gospodării pentru a pregăti terenul agricol în vederea lucrărilor de primăvară. De când s-a topit zăpada, toată lumea pare a se fi dezmorțit și a ieșit la câmp. Au împrăștiat gunoiul și urmează să discuiască pământul. Localnicii spun că este prea frig acum pentru a semăna, urmând ca după 15 martie să înceapă munca propriu-zisă. Am arat-o, semănat-o, punem cartofi. Da. De când ați început? Dar n-am început încă la noi, nu s-a început încă. Ia-mă, cred că la sfârșitul martie. Deci a spus întâi gunoi? Da. La de primăvară le scuie și apoi semăna, trifoi, iarbă. Folosiți la animale? Da, la animale, am animale. Uh-huh. Animale, e gospodărie, am 3 animale. Am vreo 6 hectare de pământ. Și pe tot îl lucrați? Da, pe domnul lăsa parajină. Singur? Singur? Nu, pe am familie. Am fată și genere și soție. Și toată lumea lucrează la pământ. Toată lumea? Noi aici la țară, cu ce să trăim? Vai, dar pe arăm cu plugul, după aceea cu grapa, grăpăm, punem mălaiul pe șâre, punem cartofi, punem bostani, pepi, nu știu cum ne ziceți voi, ia de aceea ne sămânăm. Și apoi pe când gătăm holda și mai stăm o săptămână, două, punem fasolea, câte rânduri, așa, 3-4 rânduri. Și apoi toamna o culegem, dacă ori o păstăim după veje, ori o care pune rude, cine e mai harnic, apoi cine nu e harnic nu-i poate pune rude, știi, o rudașă să face multă mazărie pe ei. Și așa facem, să putem trăi, nu? Picioicile după ce le punem și le săpăm de două ori, mălaiul de două ori, le stroptim de două ori. Să nu le mănânce niște gunde, așa, n-ai văzut minitatea așa, le... Tăte le mănâncă, de nu le stroptim. Dar acum ați început deja să... sau când se începe? Încă cam până pe la... din 15 în luna asta de omeșă. E prea frig acum? E prea frig și noi suntem aproape de Șatra. Știi? Șatra aia, acolo nici, suntem munte, cam... Nu suntem... E frig, așa-i? Da, e frig. Da, a început. Ce s-a întâmplat până acum? S-a dus bălegarul, s-a dus să bate bălegarul pe țăren, cine o dus? Aratul, da. Pusul cartofilor prima dată, după aceea porumbul, o văz cine ar de pus, este, nu? Și când începe propriu-zis munca? Când se face primăvara ca lumea. După 15 martie? Auzi, pământul trebuie să aibă și el o temperatură. Când s-a minit.